Se vă preocupați să vă ocupați locurile. Lăsați-mă să parafrazez Sergiu și Ionela. Și Sergiu a zis A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor răspuns Este o tânără venită din Bacău, S-a întors din zona de nord a României, i-a zis, dă voie să strâng și să culeg spice dintre znopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut, acum Sergiu către Ionela, Ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice din altogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicele mele. Dacă în urmă cu un an de zile ai fi întrebat cine stă pe banca asta în Biserica Betania la nuntă, n-ai fi știut. Ați fi știut? <laughs> Așa că mesajul pe care l-am primit de la Duhul Sfânt pentru voi se intitulează Căsătoria Surpriză. Dragă biserică, sunteți sinceri cu mine, da? Așa că e o surpriză. E o surpriză plăcută. Slăviți să fie Domnul. Căsătoria surpriză. O căsătorie surpriză, în cazul vostru, este o căsătorie între o străină și un singur. Ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar. Femeia aceasta, Rut, atunci ea a zis, versetul 10, Ruth, capitolul 2, Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Mi-am că era într-o joi seara și era o ființă care îmi părea cunoscută, dar nu știam cine e care toată slujba a plâns. S-a terminat slujba după ora 21 și fiind de dimineața la lucru, eram obosit, dar i-am zis, vreau frumos, dați-mi câteva minute, că trebuie să vorbesc ceva cu dumneavoastră. A intrat în birou de aici, din stânga și pe toată durata discuției străină a plâns. A zis tot. Ne zis: vin de acolo, vin pentru că simt că Dumnezeu mă cheamă la mântuire. Vreau să mă botez. Nici n-a apucat să se boteze în Biserica Betania pentru că a găsit o altă locație unde s-a botezat în 26 martie, da? 2023. Normal că e surpriză, nu da. O surpriză făcută de Dumnezeu. Dumnezeu a dus o castrăină în locul acesta și Dumnezeu a planificat să fie o căsătorie între o străină și un singur. Singur la părinți, nu? Vai, ce greu, viu. N-ar vrea să fiu în pielea voastră, încă poate o să fiu mai încolo. N-a zis Amin. Doamne ajută! Biblia zice, omul nu este bine să fie singur. Acum, el avea prieteni foarte mulți, Sergiu, era implicat, știți foarte bine, dar dumneavoastră nu știți cum e temperamental el. El e un singurat, el e singur, el e un pic în lumea lui uneori. Și normal că a fost așa. Îl vedeam când vine să cânte cu grupul și ziceam, bătrânelule, zâmbește. <laughs> Pentru că are temperamental această configurație fizică. Psihică, emoțională, care e foarte bună. Dar uite că un singur, căsătorindu-se cu o străină, au o căsătorie surpriză, excepțională. Știți de ce? Dumnezeu v-a chemat la mântuire. Recent m-am uitat și am văzut că în 20 septembrie 2020, 13 septembrie 2020, era acolo într-o piscină în apa botezului, ne-a așteptat să treacă timpul în vreme de pandemie, știți care au fost condițiile. Și cum spunea fratele Rare, și mi-amintesc de întâlnirea aia de la Beliș, când nu aveam consiliere un birou pastoral, nici gând, într-o cameră securizată, ai intrat, ți-ai spus toată viața, Dumnezeu te-a eliberat, Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu te-a născut din nou. Cum să nu fie surpriză? Ce-ar fi fost ei doi dacă n-ar fi fost Hristos în viața lor? Unde ar fi fost zi azi, dacă mâinile Marlui Rege, mâinile cicatrizate, de unde s-a scurs sânge nevinovat pentru voi, n-ar fi fost străpunse de piroanele lungi și groase ca voi să fiți eliberați. Cu toată Biserica Betania strigând de bucurie și zicem, trăiască Isus, trăiască Domnul! O căsătorie surpriză! Dumnezeu face minuni când te arunci în brațele Lui, Dumnezeu lucrează într-un mod excepțional, neașteptat, o căsătorie surpriză. Între o străină, ai fost străină, dar nu mai ești acum. O fost străină și un fost singur. De azi încolo, nu mai poți să fii singur. În al doilea rând, o căstruie surpriză între o slujitoare și un supraveghetor. Nu știu dacă ai știut că ți s-a schimbat jobul. De azi încolo, trebuie să ai niște ochi de aia foarte bine așezați, ca niște binoclu care să privească cu multă atenție. Uitați-vă că în Biblie, femeia aceasta pe nume Rut, de când a intrat în teritoriul lui Boaz și chiar înainte să-l cunoască pe Boaz, a fost o slujitoare de excepție. Ascultați ce spune Biblia. Ea s-a dus într-un ogor, versetul 3, să strângă spice și a zis, nu mă duc în față înaintea tuturor, nu vreau să fiu proeminentă, mă duc în spate, pe urmele secerătorilor. O descrie omul care a a privit-o de dimineața până seara și ascultați cum o descrie. dă voi, a zis ea, are respect, dar știe să vorbească frumos, să culeg spice din snopi rămase. Ea nu vrea ceva de primă clasă, în primul rând. Ea nu intră în față, ea nu dă buzna. Ea are respect, ea știe cum să vorbească. Ea nu e arogantă și jumătate, care nu mă interesează opinia voastră. Fac ce vreau. Nu, 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 nu. nu. Se vorbea despre respect. Ionela, te știu ca o fată extrem de respectoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că ai un respect parcă născut și mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții care te-au crescut și vreau să proclam prin credință ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și neapărat să ne anunțați când vă botezați în apă. Zice biserica, amin? Slăviți să fie numele Domnului. Sper să fie profetic ce am zis și cred că Dumnezeu va lucra asta. Pentru că oricum, frate Gheorghiță, ție ți-a fost un piu mai greu, ai fost deschizător de căi, dar acum deja e mult mai ușor și Dumnezeu va lucra. Uitați-vă ce zice cuvântul Domnului. Rămase în urma secerătorului și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum. Nu s-a dinit decât o clipă în casă, o clipă slujitoare. Știți ce falimentează familii? Pentru că celor căsătoriți le-a intrat în cap ideea că sunt șefi. Fiecare ar vrea să aibă un joystick. Fiecare ar vrea să dea porunci: du-te-te acolo, fă asta, dincolo. Dragilor, căsătoria este între doi oameni, pur oameni, doar oameni, care se slujesc unul pe celălalt. O zice cineva amin și n-am auzit? Amin, slujire. Când nu mai poate ea, pentru că e obosită, să ajută ajute și atunci te să slujești. Fiind singura acasă, numai tu duci, ai cu noi, îți nu? nu? <gântu> Înțelegeți <-i> ideea. Păi mică trebuie să ajungi neapărat, nu avei cum să o refuzi. Slujire. Dar supraveghere. S-a terminat cu somnul, s-a dus. Vremea somnului a expirat. Biblia zice în pasajul citit, Dumnezeu a trimis peste Adam un somn adânc, atât de adânc, încât n-a simțit nicio durere. Pentru că așa lucrează Dumnezeu când se produce această desprindere din mijlocul familiei, bărbatul începe să fie fascinat, să sclipească de bucurie, să fie extrem de binecuvântat de această întâlnire cu viitoarea lui soție. Așa că Sergiu în momentul ăsta e foarte bucuros, Dumnezeu se binecuvinteze. Și o să fii mult mai bucuros și în fiecare zi tot mai bucuros, amin? Doamne ajută! Așa că bătrânețea aia de care ziceam o dispărut s-a trecut cu somnul. De acum încolo trebuie să fi plin de viață. Zice Biblia, după ce a luat o coastă din Adam una singură și a făcut o singură femeie, nu mai multe, o singură femeie Biblia zice, însă a trezit Adam și a zis, iată și toți erau cu urechile ciulite, toți din zonă, nu prea erau oameni, dar era cineva pe acolo, nu intrăm în detalii. Și au zis, iată, a zis el, iată, în sfârșit, aceea care este o mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Ea este a mea. Ea este totalmente pentru mine. Slujitoare dedicată lui. Niciodată nu o să poți să slujești pe Dumnezeu dacă ești în dezacord cu El. Niciodată nu o să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu fiind certată cu El. Tu depinzi de El. Rugăciunile tale vor fi ascultate sau nu în funcție de cum te raportezi la El. Sergiu, ai un rol de preot în casa ta, supraveghetor peste casa ta. Și îmi doresc casa ta să fie mare, zice zis Amin? Slăvi să fie Domnul. Zice și biserica, amin? Să fie cum vrea Domnul, amin? Slăvit să fie numele Domnului și în casa ta, la fiecare mănunt trebuie să te uiți. În fiecare detaliu trebuie să privești supraveghetor. O căsătorie surpriză, în al treilea rând, între o scripitoare supusă și un simbol de sfânt slujitor. Stabil. Uitați-vă la Ionela, scripește? ea și când e un pic e supărată zâmbește nu știu cum să vă explic are așa o, -o fizionomie de așa maniere încât nu poate fi treză, aproape că și când plânge are un zâmbet pe substratul privirii înțelegeți ce zic? De ce? Pentru că fata aceasta scripește prin prezența lui Dumnezeu vă amintiți ce a zis Domnul Isus Hristos într-un caz cui i s-a iertat mult? iubește de nicăieri o ia Dumnezeu pe ruți, dintr-un moment falimentar, dintr-o situație, n-am timp acum să o descriu, extrem de dificilă, o ia de nicăieri și parcă toată casa ei, casa Naomi, casa Orbei, pare a fi în faliment. Dar Dumnezeu zice, vreau să fac din fata aceasta, din femeia aceasta, din Rut, o scripitoare. Vreau să duc linia mesianică, genealogică, prin Rut. De ce vrea asta, Doamne? Așa vreau eu. Care-i problema ta? Te enervează? merește te Nu-ți convine? închide gură. Ce te pune să stai cu părerea? Ce, vă imaginați că n-ar fi avut boați cu cine să se căsătorească? Aveți iluzia că nu era o grămadă de fete care așteptau un stand-by? <laughs> Trebuie să zic, e la fel. <laughs> Doar adevărul zicem de la un dar Dumnezeu a ales-o pe ea. Știți când va sclipi cel mai tare? Când va fi cea mai supusă sub autoritatea lui Sergiu și a lui Hristos? Tu n-ai probleme cu asta. Te-am citit bine. Sergiu zice, slavă Domnului. <laughs> o sclipitoare supusă. Știți că cele mai încruntate femei din istoria lumii sunt nesupusele? Arogantele, care nu suportă autoritatea, care întotdeauna comentează ceva, întotdeauna vrea să pună o virgulă la ce o zis bărbatul său. Întotdeauna vrea să mai adauge ceva. Întotdeauna mai deschide o paranteză. Să nu faci niciodată așa. Vei fi sclipitoare dacă vei fi supus. Când ai timp, citește cartea Ruth o să vezi că ai de învățat de la femeia asta extrem de multe lucruri. Cum stătea în spate, omul ascuns al inimii, cu respect, cum respecta tot ce îi dădea Dumnezeu. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Și nu uita, Sergiu, tu ești simbolul Domnului Isus Hristos. Tu nu trebuie să îi te supui, tu trebuie să o iubești. O iubești? Mulțumesc, eram sigur de asta. Știi că trebuie să o iubești? Până când ajungi să legalezi pe Hristos. Și când o să-ți vină să nu o iubești, mușcați buzele, închideți ochii, roagă-te, și spune Domnul Iisus, Doamne ajută-mă să-ți seamăn mai mult. Pentru că Tu ești un simbol al mirilor nostru, drag Iisus Hristos. Și noi uita, trebuie să rămâi statornic. Așadar, o căsătorie surpriză. Domnul să o binecuvinteze.